Salutare lume, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi eu vreau să-mi iau câteva moduri să facem un mod review. Ok, hai să intrăm la mod BA, mod Pocket Edition, cred, sau ceva de genul. Să luăm și addon-uri. Deci îl luăm, nu putem posta, nu putem, nu cred că putem. Bă, nu putem, nu cred. Super crazy, nu, ne zice să retrogradăm, așa că să luăm addon-uri. Am luat eu ceva cu rechini, un addon cu rechini. Acum haideți să luăm și altele. Loading, 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 loading. Ok, hai să vedem. Parrot green, asta a fost adăugat, ia. Ok, Parrot Green, asta a fost adăugat azi, cred. Ok, că a apărut și snapshot-ul ăla. Leau pastea 3. O să le luăm doar addon-uri și o să le zicem moduri, aș putea să le zic moduri. Ok, așteptăm să se downloadeze. Pauză. Le luăm și pe astea că văd că zice Parrot Green, Parrot Cyan, Parrot Blue și Parrot Red. Așteptăm asta să o downloadat, ăsta doar. Și mai așteptăm să se downloadeze și celelalte și revenim. Acum hai să ne mai uităm. Ok. Am la mapă Slenderman, îl am. Atâta e. Uitați aici asta cu urechinul. Ok, girlfriend. O, le luăm, luăm și pe ăsta. Deci o să facem un review ca lumea. Armor stand. Kilobits, mă spui, am scos megabits. Mobzilla, luăm și pe ăsta, eu l-aș lua. Ok, după aia o să vă arăt eu cum le băgați, cum le băgați de aici, știu eu cum le băgați. Cum le activați, de fapt, nu le băgați, le activați. Deci nu le activați de aici, nu faceți prostia să le activați de aici, o să le activăm din Minecraft. Bă, sunt niște addon-uri chiar șmechere. N-am ce să zic, sunt chiar șmechere addon-urile. Arată că să meargă toate. Astea văd că nu s-au downloadat. S-au downloadat tot în afară de astea 3. Pauză. A, ne merge doar o papagal. Nicio problemă, intrăm acum în Minecraft, dar din Minecraft, Minecraft, nu din MCP Master, din Minecraft, Minecraft. Ok? Haideți să vă văd cum să băgați addon-urile. Dați eu să creați mapa și la resource pack avem aici toate addon-urile, ok? Eu o să-mi bag așa. O să le facem preview la toate, review la toate. Ok? Haideți. Deci începem de sus. Mine submarine. Textures. O să facă lag mare, dar nicio problemă. Mobzilla addon. Deci le băgăm absolut pe toate. Dar de la Resource Pack, nu de la Behavior Pack. Ok? Că altfel nu merge dacă nu le dați de la Resource Pack.
Banners, Marvelcraft. Ia să vedem ce mai avem aici. Mai avem câteva. Parrots și Entity 303. Habar n-am ce-o fi ăsta. Bag și ăsta. Haide și ăsta. Și acum îi dau play, o să vă pauzăm. Îi dau play acum. Hai să verificăm. Ok, haide, pregătiți-vă. Deci, ce trebuie să luăm? Armor stand-ul, parcă. Sau de unde luăm? Nu știu de unde luăm. Ok, o să vedem de aici ce putem să luăm. Luăm așa. Rechinii. Ce mai luăm? Slenderman-ul, momentan. Momentan. Eu cred că găinile ar trebui să fie perătul, cred. Am zis, cred. Ok. Slenderman este la spawn creeper și da. Cred că am zis Slender, da? Ok. Avem Guardianul care e un rechin normal și Elder Guardianul care e Megalodon, cel mai mare rechin considerat. Ok, și ăștia să-ți bat ca dobitoci pe jos, dar pe uscat, dar eu vreau să-i bag în apă, să-i vedem în apă și sper că ajunge. Așa. Vreau să-i vedeți la suprafață. Haide mai intră în apă, please. Haide, așa. Haide, așa. Ok, și acum haide să încercăm să le căutăm și pe restul. Deci chiar nu știu unde sunt. Bă, deci haide să vedem. Ăsta e schimbat. Și ăsta ce ar trebui să fie streiul. Vedem acum dacă e strei sau nu. Dap strei este. What the fuck? Ce e asta? Ah, dacă am răpat eu alea, spawnurile alea. Ideea e că nu le găsesc pe alea, scuzați-mă, dar nu le găsesc pe rătul. Dacă ar putea fi Liliacu? Liliacu ar putea fi pe răt? Bă, nu știu, hai să încercăm. Nope, nu ies el. Ok, haide acum să facem, să umplem oceanul, știți? Să-l umplem cu rechin, că, na, doar sunt rechin și da. Ideea e că o să pun două de-astea, una lângă alta. Mi s-au blocat. Dar de ce? Așa. Și într-una o să pun. De ce mi se blochează habar? Într-una o să pun Guardian normal și într-una o să pun Elder. Nu! Elder. Endermit e ăsta? Nu vreau Endermit, vreau Elder Guardian. Da, fine, putem să-l schimbăm oricând, că nu e. Ok. Elder Guardian. Mamă. Puteam observa cum deja se umple rechinul de ocean, era să zic. Ocean de rechini. Ok. Cine știe ce ar putea fi? Ar putea fi.
Bun, de Silverfish-ul l-au scos. A scos Silverfish-ul? Nu, nu, nu l-a scos, nu l-a scos. Asta e Strayu și asta e Silverfish-ul. Da, se pare că Silverfish-ul, da, a rămas. Ok, asta o să-l pun pentru thumbnail. E, te părți. Na, lasă-l, fac după aia pentru thumbnail. Fac după aia SS-ul pentru thumbnail. Și doar ce scăpasem de lag și acum am primit lag de la mobi. Fraților, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Până atunci, țineți minte. Eu am fost Mr. Minecraft și noi, oameni buni, ne revedem data aviatoare. Pa, pa!